Bun găsit, doamnelor și domnilor! Iată-ne din nou la Open TV, o emisiune festivă, după cum vedeți, avem aici și bradul. Toată luna, așa vor fi, toată luna decembrie, așa vor fi emisiunile. Așadar, invitatul de astăzi, de la emisiunea Scurt pe 2, Open TV, este nimeni altul decât deputatul PSD, Răzvan Cuc. Bun găsit, domnule deputat, bine ați venit! Bună seara, vă mulțumesc mult pentru invitație, felicitări pentru decor, se încadrează în tendințele anului. Și da, ar trebui să faceți o cutumă, invitații care vin să vină și cu câte un glob. Cu un glob sau cu ceva, ca să fie să fim în spiritul Crăciunului, că trebuie să fim mai darni și mai buni, parcă văd că explodează Facebook într-o săptămână cu mesaje. Da, o să începem mesajele până acum. Da, au fost mesaje multe de 1 decembrie, de Ziua Națională, văd că toată lumea are acum steaguri pe autoturisme, unii și-au pus și coarne de ren. Da, bine ar fi, știți, într-adevăr, mesajele sunt bune, am văzut și eu steagurile, dar foarte important ar fi ca românii să înceapă să reînceapă, să simtă românește foarte mult, în sensul că unitatea de care vorbesc toți trebuie să se practic evidențieze și în relațiile interumane, care din păcate trebuie vedem să redescoperim că... patriotismul. Exact, noi. Asta exact. E mare nevoie de asta. Domnule deputat, auzim de dumneavoastră mai mult din presa sau din scrierile altor județe. Am auzit în toamnă, v-au lăudat cei de la Bacău. Acum o săptămână, am văzut că a scris de dumneavoastră, v-a mulțumit pentru efortul făcut în perioada cât ați fost ministru al transporturilor, domnul Claudiu Manda, un personaj foarte important din PSD. Și v-am mulțumit pentru faptul că ați demarat proiectul pentru drumul expres Pitești-Craiova. Exact, exact. De ce acolo alții pot să vă aprecieze eforturile și la dumneavoastră acasă nu? Tot vorbeam de unitate și de omenie. Eu cred că ce am făcut, practic, nu am făcut decât să-mi fac treaba. Vă spuneam și la emisiunile precedente în care am fost la dumneavoastră după ce mi-am încheiat mandatul de ministru că unul din gândurile care le-am avut și scopurile care m-au mânat cât am fost în cadrul ministerului a fost acela de a crea o predictibilitate și pe piața constructorilor și totodată să ne asigurăm că absorbția fondurilor europene va fi făcută. Pe scurt, am refuzat să mai mă iau după gândirea inițială care fusese la unii miniștri în minister și la unii directori din companie și să aștept să revizuiesc, să bag bani în hârtii, să tot fac studii de fezabilitate și am discutat la vremea aceea cu directorul CNAIR Ștefan Ioniță și am luat toate studiile de fezabilitate existente care aveau și acord de mediu și tot ce era necesar pentru lansarea proiectelor, astfel încât să scoatem proiecte cât mai multe. De altfel știți foarte bine că la încheierea mandatului când m-am prezentat bilanțul, în afară de lucrurile generale care se pot spune că s-au făcut în minister, pe hârtie rămân proiectele care au fost lansate. Și printre aceste proiecte, care deja multe au prins conturi, s-a semnat podul de la Brăila, s-au semnat Pitești-Craiova, acum au fost atribuite și centura Bucureștiului la profil de multe proiecte care erau deblocat. Nu, dar știți, astea sunt lucruri care nu pot fi cuantificate, că am deblocat administrativ. Cuantificabil e ce rămâne, ce ai făcut. Da? Și vedem că ce am făcut, bineînțeles că reverberează puțin mai târziu. Mai târziu. Deși oamenii au așteptări imediate. N-ai cum să le faci imediat. Credeți-mă că dacă aș fi mers în ritmul în care se dorea inițial să se facă Pitești-Craiova, de exemplu, trebuia să semneze contractul în 2021. Pentru că se presupunea că trebuia revizuit proiectul la nivel de autostradă, era foarte complicat. Și atunci am lansat proiectul, știu că vorbeam foarte des și cu Olguța Vasilescu, cu care de altfel am ținut legătura până în prezent și m-am și discutat și când a fost propunerea pentru ministrul transporturilor cu ea, pentru că e o femeie determinată care cu siguranță hotărâtă, aș putea spune. Hotărâtă, determinată și care împinge lucrurile, dă un boost necesar proiectelor. Și îmi spuneam că de pe perioada când eram colegi în guvern, îmi spunea Răzvan, găsește o soluție cu Pitești-Craiova. Le-am prezentat soluția în cadrul CEX-ului și domnului Manda și domnului președinte Liviu Dragnea și membrilor CEX. Am căzut de acord că este cea mai bună variantă
ca să pornim imediat cu ceva concret, pentru că acolo știm că avem și un investitor strategic, fabrica, de la, fabrica Ford, și erau niște probleme foarte mari la Balș, la Slatina, unde se creau ambuteiaje foarte mari, da, și da, se ridicea și timpii de livrare ai implicit ai Fordului. Și atunci, pe de o parte, vii și susții economia, dezvoltarea economiei, pe de altă parte vii și decongestionezi din punct de vedere al traficului. Și iată că s-a scos proiectul. Din păcate, acest proiect a fost împărțit în 4 secțiuni. Ironia sorții, pentru că vedeți că la noi în România se întâmplă niște lucruri atipice care trebuie aduse la cunoștința publicului tot timpul. Din cele 4 secțiuni s-au semnat doar 2, pentru că celelalte 2, de fapt toate 4 secțiunile au fost contestate de către o firmă care nu a participat la licitație. Asta este ironia sorții. Deci se poate face, da, așa? Un complet de judecată a respins contestația făcută de firma respectivă, un alt complet a admis contestația făcută de firmă. Lucru care mi se pare destul de ciudat. Dar trecând peste acest lucru, vreau să vă spun de ce s-a contestat, pentru că e foarte important să vedem de ce s-a contestat. De-a lungul vremii, și asta puteți să întrebați orice conducător de instituție, de la primar, Consiliul Județean, indiferent cât e de deștept sau habar n-ai, că s-au lovit de chestiile astea, tot timpul firmele care câștigă vin și spun, domnule, a apărut un lucru neprevăzut. Noi de obicei în contracte prevedem, se prevăd cheltuieli neprevăzute. Dar de multe ori aceste elemente neprevăzute depășesc suma care se alocă prin contract. E, și atunci noi în caietele de sarcini care s-au scos la licitație, cum e și cazul Pitești-Craiova, am venit și am pus o sintagmă că vom pune niște rezerve de implementare. Adică dacă mie vine și spune antreprenorul, bă, nu știu, terenul de fundare trebuie îmbunătățit și mie mai trebuie încă 3 milioane de euro, iar eu neprevăzutele mele avem 1 milion neprevăzute, atunci prin rezerve de implementare am creat o sumă mai mare care să se poată da fără a avea niciun fel de latură ilegală în acel contract. Era un lucru binevenit pentru antreprenor. E, aceste rezerve de implementare au fost contestate de către, nu vreau să dau numele firmei, că e un colos în România, construiește foarte mult, este o firmă străină, din păcate. Și iată că ne-am trezit decât cu 2 loturi semnate, celelalte 2 loturi vor fi relansate la licitație, dar uitați cum pierdem noi timp din cauza ambiției, pentru că eu în momentul de față vă spun, aș fi luat niște măsuri drastice împotriva unei astfel de firme care, cum să vă spun, nu e vorba că domnul mi-a apărat un drept al meu, nu, a venit și a blocat un proiect. Păi în momentul când tu vii și mie în țara mea, în România, îmi blochezi un proiect, atunci înseamnă că avem o problemă foarte mare. Dar parcă s-a modificat legea achizițiilor publice, s-a modificat în bine. Nu s-au prevăzut și situații în genul acesta? Păi uitați că nu. Cel mai bine ar fi fost, cum era, a fost în perioada guvernării tot PSD în 2014, când, dacă nu mă înșel, cred că Teodorovici lansase un proiect de modificare a legii prin care spunea că trebuia să depui o cauțiune de 10% pentru în momentul în care faci contestație și dacă ai dreptate, bineînțeles, ți se restituie suma. Dacă nu, îți este oprită la buget. Pentru că în momentul ăla nu-și mai permitea nimeni la valorile cel puțin la care stau autostrăzile să facă asemenea depozite și să greșească, dar din păcate ulterior a fost declarat neconstituțional acea prevedere și iată că s-a ajuns în punctul ăsta. Părerea mea este că trebuie perseverat și trebuie marjat un pic mai puternic când avem de-a face cu astfel de cazuri, pentru că în fond și la urma urmei cei care vor să participe trebuie să înțeleagă că banii sunt, aici vorbim de fonduri europene. Da, și la aceste fonduri europene trebuie să înțelegem un lucru, că România este contribuie la Uniunea Europeană cu bani și Uniune, de acolo sigur ne vin și nouă bani. Adică nu avem noi un fel de privilegiu, că de asta este și lupta pe accesarea de fonduri cât mai multe, ca să-ți depășești, practic, tu să atragi mai mult decât cotizezi. Contribuția, da. Exact. Și de asta și anul trecut eu m-am grăbit că știam, nu știam cât voi avea mandat, cât nu voi avea, dar m-am grăbit să scot cât mai multe proiecte, astfel încât la sfârșitul mandatului aveam proiecte scoase de 3,5 miliarde de euro, pe care România, bineînțeles, le va simți în timp, și mediul economic, și din toate punctele de vedere. Tot... Aveți și la Giurgiu 3 mari proiecte. Șoseaua de centură, drumul de legătură, aveți
podul de la Grăviștea și calea ferată George București. În ce stadiu sunt toate? Vă spuneam acum o lună când a fost în platou că urmează să se desemneze câștigătorul. S-a desemnat câștigătorul pentru drumul de legătură Vamă. Este o firmă, să știți că să nu se înțeleagă că am ceva cu firmele străine, Doamne ferește. Sunt firme străine care își fac treaba și sunt firme străine care vin în România doar să semneze un contract și după aceea să studieze foarte bine clauzele și să mai dea judecată România pe la Curtea de Arbitraj de la Paris, dar acum nu mai pot să dea, că am dat eu un ordin de ministru cât am fost, am ocupat acel portofoliu și am interzis acest lucru, dar ei asta urmăresc. Cum să mai facă un ban în plus, nu cum să se intre în șantier și să lucreze. Și în cazul drumului de legătură s-a câștigat de către o firmă bună, străină, că sunt și firme care vă spuneam, care a lucrat pe un lot de autostradă destul de important, care s-a și recepționat anul acesta, pe care o controlam destul de des în timpul mandatului și a fost printre puținele firme care îmi dădeau un termen și se țineau de termen. Adică ei mi-au zis, domnule, noi la sfârșitul lunii decembrie terminăm lotul de autostradă anul trecut. Vorbim de unul din loturile din Sebeșturi, da. Da. Nu vreau să spun care, dar bine, se știe, cine știe puțin din transportul știe ce s-a recepționat anul ăsta. Deci, anul trecut la sfârșitul anului, deși nu mai era ministru, am primit un mesaj în care mi-au spus, ne-am ținut de promisiune, noi am terminat. Se poate face recepția oricând. Nu mai eram eu ministru, nu mai depindea de mine să fac recepția la autostradă, dar acea firmă a câștigat contractul, ceea ce mie îmi dă mare încredere că se vor ține de termene, vor lucra calitativ și o vom avea, nu se va ocupa doar să găsească tot felul de tertipuri să nu-și facă treaba, dar din păcate, pentru că trebuie să există și un din păcate, se pare că s-a depus și o contestație. Nu vreau să fac în momentul de față pentru că nu am acordul Companiei Naționale de Administrare Infrastructurii permisiunea să fac acest lucru, să dau numele firmei care a, da. Care, firmei care a contestat, dar vă spun că nu este normal, pentru că și contestațiile, o luăm logic, da? Dom'le, am o comisie care mă evaluează din punct de vedere tehnic. Am trecut de evaluarea aia, bun, mă duc la evaluarea financiară, oferta financiară. Acolo se face o clasificare. Nimeni din, ca să fac o scurtă paranteză, în acea comisie sunt mai mulți experți, deci nu e unul, doi, sunt 10. Păi dacă toți 10 spun un lucru, bă, ăla e pe 1, tu ești pe 2, tu ești pe 3, tu ești pe 4, pentru ce mai contești? E clar că nu-și pune nimeni libertatea în pericol să dea un câștigător în condiții în care sunt niște tipare pe care trebuie să le respecti. Da, da, da. Iată că acest lucru, din păcate, s-a întâmplat. Am primit asigurări că în perioada următoare, până la sfârșitul anului, se va soluționa contestația cu celeritate. Că asta a fost și rugămintea să se întâmple ceva, totuși, Doamne Dumnezeule, că... E intrarea în țară până la urmă. Da, adică nu cerem nimic, cerem un lucru normal să se facă, să se soluționeze cât mai repede, astfel încât să se poată demara proiectarea și execuția și să vedem și noi finalizat cel puțin. Cu firma asta am speranțe că pot reduce și timpul cât a fost prevăzut în execuție. A fost 12 luni prevăzute, dar la ce forț au ei de construcție și sunt una din firmele care, știți, de obicei am spus tot timpul, domnule, au venit cu 3 laptopuri și au luat lucrări în România pe care au subcontractat. Nu, ei sunt oameni care și-au adus... Au forță, au și utilaje. Și-au adus și forță și utilaje și know-how și ingineri. Deci sunt oameni care pot lucra bine, de asta sunt încrezător că o pot termina înainte și de termenul prevăzut. Acum, până în 2020 vedem și podul de la Grădiștea? Domnul Diaconescu, vedem început măcar? Am văzut că e o foarte mare grijă la nivel național, toată lumea vorbește de podul de la Grădiștea. Ce ar trebui toată lumea și eu cred că informarea a fost făcută din partea mea foarte clar. Contractul a fost semnat de anul trecut. De avize vă spuneam că chiar m-am ocupat personal, am fost și am vorbit și la Ministerul Apelor și Pădurilor pentru avizul care trebuia dat de la direcția locală de aici și la direcția de culte. S-a finalizat SF-ul, s-a obținut avizele, proiectul este în grafic, trebuie să dea, după cum vorbeam cu directorul de la CFR Infrastructură,
vor da drumul la proiectare și execuție la începutul lunii ianuarie și sper ca undeva prin martie să avem desemnat câștigătorul pentru pod. Vorbim strict de pod, nu strict de pod, de calea, de calea ferată. Bun, podul și încă două stații, că așa da, a fost prins în proiect. Nu știu, pentru că nu știu cine va câștiga lucrarea. Este greu de spus în momentul de față, pentru că și în domeniul infrastructurii feroviare avem constructori serioși și constructori neserioși. Sunt constructori care pot duce o lucrare la bun sfârșit și investesc și susțin lucrarea. Sunt alți constructori care o iau, o subcontractează la alte firme care probabil n-au forța financiară să ducă o lucrare, așteaptă linii de credit și așa mai departe. Pentru că ministerul este un bun platnic, adică compania și implicit și ministerul, că el e ordonatorul de credite, este un bun platnic, ce li se dă la decontat decontează și îi fac plata, dar aici vine vorba și de forța cu care pot susține cei din mediul privat, adică firmele constructoare pot susține o lucrare, pentru că degeaba vii să lucrezi o lucrare de, nu știu, 10 milioane de euro dacă tu n-ai bani să îți plătești două luni salariații. Domnul ministru, ați lansat aceste proiecte în Giurgiu și cu ce v-ați ales? Păi afară de satisfacția personală. Nu, am o satisfacție să știți că de fiecare dată când mă sună, nu știu, un președinte de organizație și mă uit, la Barad se finalizează podurile care le-am început anul trecut, erau promise de 10 ani. Mă uit la Craiova că s-a semnat contractul, mă uit la Brăila că s-a semnat contractul, mă uit pe la Botoșani că mulțumește lumea că am asfaltat un drum de pământ care l-am promis acolo, m-am dus, mă mulțumește lucrul ăsta, bineînțeles am o satisfacție personală. La Giurgiu văd că sunt înjurat de pe conturi false de Facebook, văd că pe toată lumea interesează foarte mult viața mea particulară, privată. Asta e mulțumirea care o primesc, dar nu este absolut nicio problemă, pentru că haideți să vă spun un lucru. Eu știu că am supărat și super multă lume, pentru că poate mulți s-ar fi așteptat să plec din minister cu un dosar penal, că se vorbea pe aici la un moment dat pe la Giurgiu, că dacă nu plecam, m-a arestat. Nu. Astea sunt situații care se fac de oameni care atâta pot, care au niște frustrări și nu își pot depăși condiția. Și atunci, bineînțeles că încearcă prin tot felul de tertipuri să zugrăvească o imagine foarte urâtă, dar pe de altă parte... Spun... că o parte chiar cred din cei care aud poveștile astea. Da, este treaba fiecăruia. Eu vă spun un lucru, gândiți-vă cât de... Aș spune că eu trebuie să fiu ușor bolnav psihic, ca de ziua unui om tu să-l înjuri și să-i atribui tot felul de epitete în condițiile în care... N-ai nicio treabă. Da, adică, am văzut postarea, da, adică e rușinos. Da, e halucinant. Adică, și ce se întâmplă, ironia sorții, că noi nu ne batem cu opoziția aici în Giurgiu. Că noi nu avem opoziție. Nu, nu. Lupta și tot ce se întâmplă este făcut de unii oameni care chipurile încearcă să spun ei, să îl apere pe domnul Bădălău, deși eu cu domnul Bădălău am o relație ok, vorbim, comunicăm. V-am văzut. Stați o secundă. Și mai târziu, știți ce nu realizează ei? Că oamenii din Giurgiu sunt atât de scârbiți. Vreau să vă spun că m-am uitat foarte atent la 1 decembrie și am văzut că lumea a huiduit la un moment dat. Asta ceva nu s-a întâmplat niciodată. În două rânduri s-a huiduit. Nici, nu știu din câte rânduri, am văzut, nu s-a întâmplat niciodată în Giurgiu de când particip eu la parade. Niciodată. Ceea ce e un mare semn de întrebare. Ce nu realizează acești oameni plini de frustrări, e următorul lucru. Că rău care îl fac, el decontează partidul. Nu îl decontează Cuc, Bădălău, Andrei, Marciu sau Dinu. Partidul te contează, răul care îl fac ei și ironia sorții asta e că nu face rău unul din afară, face ăla din interior care zice că, nu știu ce se gândește, dar până una, două, Cuc e la PSD, Andrei e la PSD, Bădălău e la PSD, Mina e la PSD, toți sunt la PSD. Chiar și Barbu. Chiar și Barbu e la PSD. Că văd că apar tot felul de publicații care spun că pleacă parlamentari, pleacă Barbu, pleacă, dom'le, mie îmi place, știți că, și să ne lipsește nouă în Giurgiu, dar o să vezi că apare într-o lună, două, trei, analiștii politici. Să vină și să ne spună ei nouă cum văd din lucrurile. Știți ce se întâmplă? Nu o să vă întreb dacă știți care e etimologia cuvântului analist. Eu până am ajuns să merg la București și să înțeleg cum se face politica, la fel mă gândeam și eu când stăteam și ziceam, așa se întâmplă, ce bănuiam eu, ce credeam eu că se întâmplă. E când am ajuns și am văzut exact cum se face politica și ce înseamnă politică și cum sunt negocierile și jocurile de culise, am înțeles de fapt că eram pe un drum atât de greșit și de atunci am învățat să tac mai mult. Când nu înțeleg un lucru, tac și cercetez. Când am aflat, sunt mulțumit că am aflat un rezultat și că știu eu ce decizii să iau pentru mine astfel încât să fie lucrurile pozitive, dar
să te apuci să faci tu supoziții. Eu vă spun un lucru. Dacă voi pleca odată de la PSD, am să anunț și am să spun. Și am să spun și motivele pentru care plec de la PSD. Eu nu sunt, mă plimb așa și acolo, și acolo. A, da, am fost și la un alt partid în trecut, la PPDD, dar știți că am fost cu Liliana Ciobanu, care venea de la PSD. A fost, practic, Barbu, care a candidat independent și venise tot cu PSD-ul, practic, la oaltă. Deci, nu cred că toate supozițiile astea... Dar și eu nu-i condamn pe niciunul care scriu. Pentru că știu că cel care întreține chestia asta este foarte supărat și frustrat vis-a-vis și pornit. De... Și pornit încât nu mai are limită. Știu că și când apar la televizor, la emisiunea noastră, sau când scrie de mine în presă, începe și sună, da, bombardați-l, scrieți că face, că... Contracarați. Am o bombă atomică, că am plecat, că am omorât, că am făcut... E disperat, intră în fibrilații. Când mă vede că apar, intră în fibrilații. Eu știu că se teme, dar n-ai ce să se teamă, pentru că eu nu voi fi ca el niciodată, iar el ca mine cu atât mai puțin vreodată. Și nu mă refer la domnul Bădălău. Deci, apropo de domnul Bădălău. V-am văzut la 1 decembrie lângă domnul Bădălău. La un moment dat chiar ați dialogat în câteva rânduri sau mai încălzit relațiile? Nu erau foarte fierbinți. Nu, eu ce am avut, știți foarte bine și dumneavoastră și colegii noastre din presă, că am făcut și acea conferință de presă la o altă locație. Da, da, da. Eu ce am avut de spus, am spus și prin postări pe Facebook și așa în conferință, inclusiv dânsului personal. Vă reamintesc că noi la un moment dat am avut și o discuție într-un cadru mai extins cu domnul președinte Dragnea. Deci lucrurile, știți ce se întâmplă? Apreciez foarte mult omul care vine și îmi spune în față. Cei care sunt anonimi mi se par slăbuți și așa mi se vor păi cei părea... care sunt anonimi nu există, da. Ar trebui să nu existe. Așa mi se vor părea toată viața. Eu cu domnul Bădălău am discutat, pot spune, ca între bărbați. I-am spus ce mă deranjează, dânsul mi-a spus ce-l deranjează, l-am înțeles ce l-a deranjat. Și în urmă cu 3 săptămâni a tot început și dânsul a venit pe la Camera Deputaților, am stat în băncunțele alea amândoi, am mai vorbit și cu Alexandru, toți noi. Era anormal ca în momentul în care vorbim de unitate, ce să facem la ziua de 1 decembrie, să ne înjurăm, să ne scuipăm, adică asta și-ar fi dorit unii. Cățeia care mai sunt pe lângă dânsul și încearcă să-i spună, vedeți că Cuchie nu știu cum, Andrei nu știu cum și nu știu. Nu, eu am fost și am vorbit cu dânsul, i-am spus, domnul președinte, uitați, împreună cu domnul Andrei, domnul deputat, am comandat o coroană pentru parlamentari. Ne-ar face plăcere să veniți și dumneavoastră, și domnul Marciu și Elena, ca să nu mergem, merg eu cu Alexandru, că după aceea... Da, a fost pentru prima dată când s-a întâmplat asta. A fost un lucru frumos. Dacă da. Am văzut că partidul n-a avut, ne-am dus noi ca și reprezentanți ai partidului. Parlamentului. Da, ai parlamentului. Era normal să vorbim, era normal să pentru că sunt multe lucruri de discutat, subiecte comune, inclusiv legate de municipiu, problema cu finanțarea. Ajungem și acolo. Eram la domnul Bădălău și vreau să vă întreb dacă v-a invitat la ziua domniei sale, care a fost în altă. Da, m-a invitat, dar din păcate nu am putut participa. M-a invitat la ziua dânsului. Păi, asta voiam să vă întreb dacă ați participat, pentru că am văzut o serie întreagă de poze și am văzut acolo o serie de oameni care ar fi trebuit să fie, adică parlamentarii PSD, nu am văzut niciunul, în poze cel puțin, nu știu dacă au fost sau nu au fost. Nu știu, că nu... Au avut separeu, nu știu. De obicei pe mine mă monitorizează alții, eu nu monitorizez viața privată a oamenilor, poate să facă ceva. Da. Nu, eu n-am fost personal, nu m-am putut duce, am avut o problemă personală și l-am anunțat din timp că nu voi participa, n-am vrut să-l încurc. Să știți că mă uitam așa, de multe ori dânsul nu cred că e neapărat mânat de lucruri rele, numai că unii din jurul dânsului își fac să frustrările la dânsul și atunci face anumite confuzii. Pentru că în momentul cât discutăm noi doi, tet-a-tet, sau în 6 și cu Alexandru sau și cu primarul Barbu, lucrurile merg altfel. E, cum intervine cabinetul 2, se întâmplă ceva. Există și Elena Ceaușescu acolo. Nu la asta mă referam. Nu, zic, cabinetul 2 format. Poate fi o Elena Ceaușescu de genul masculin. Da, cum intervine cabinetul 2, au făcut, s-au întâlnit, au plecat. E, lucrurile astea, credeți-mă, și cât am fost ministru, când venea cineva să-mi bârfească, din start, omul ăla în fața mea avea nicio credibilitate. Pentru că, la fel cum vorbește de mine,
cum vorbea la alții, de alții la mine, la fel va vorbi de mine la alții. Deci cine are boala asta, așa va merge toată viața lui. Nu se schimbă niciodată și așa se menține într-o poziție. Că ce, domnule, îl vând pe ăla ca să câștig. Ăștia sunt oameni mici și mici vor rămâne. Ați auzit vorba de primarul Barbu. Primarul Barbu a avut o conferință pe astea zilele trecute. E prima conferință de presă, prima ieșire publică a primarului Barbu în care spune că primăria e într-o situație dramatică cu, din punct de vedere financiar. Dânsul a expus, nu știu dacă ați văzut conferința de presă, a expus și motivele pentru care e în situația asta, se află primăria și iată că efectele se văd. Străzile secundare cu gheața de 10 cm pe ele, încă după o săptămână și de când a nins, s-a chinuit destul de mult cu dezăpezirea pe zona principală, dezăpezire, străzile principale. Se pare că Ministerul Finanțelor nu i-a aprobat niște bani care ar fi trebuit să-i primească conform legii bugetului. Să știți că ce trebuie ca populația să știe, domnul Barbu nu a preluat la începutul mandatului dânsu, nu vorbesc 2016-2012, o primărie cu foarte mulți bani. El a preluat o primărie cu foarte multe datorii. Cu foarte multe credite. Mi-amintesc și la alegerile de la municipiu că am spus un lucru cred cu domnul Barbu și știu, asta e de notoritate, că am avut multe contrari inclusiv pe presă. Da. Dar ambiția dânsului este una formidabilă. Pentru că tot timpul s-a chinuit să facă rost de fonduri și să nu simtă, și aici mi se pare, cum să vă spun eu, și eu, o mare omenie din partea lui, să nu simtă nici angajații din primărie lipsa salariilor și așa mai departe, cum am văzut că se simt în multe instituții. Se simte în multe instituții. Da, una instituție, eu vă spun eu, după dumneavoastră poate invitați Consiliul Județean. Nu, vorbeam și la nivel național. Nu, da. Nu știu că nu mă interesează. Mariana își conduce Consiliul, nu, referent de Parlament, da. Nu mă bagă peste activitatea domnului președinte Mina. Dar ambiția omului ăsta a fost de a deschide ușile primăriei, de a dezvolta proiecte, de a merge acolo unde nu era sursă de finanțare de la guvern, să meargă pe fonduri europene și ușor, ușor și-a așezat ca să începe și a făcut cărțile, ca să vorbim într-un jargon din ăsta cunoscut de toată lumea. E, iată că eu știam de situația asta și toată lumea știa, și Alexandru și cred că și domnul Bădălău și Elena și domnul Marciu. Și am încercat să urnim un pic lucrurile în avans. Am făcut câteva discuții împreună cu colegul meu, cu Alexandru, am fost la niște domni miniștri și am discutat problema, am expus-o și am oferit ca soluție fondul de rezervă al primului ministru, care din păcate s-au adunat foarte multe solicitări, știți foarte bine că am avut și acea perioadă cu calamități, cu inundații. Da, da, da. Și s-a consumat și urmează să se mai consume încă foarte mult din fondul de rezervă. Oamenii trebuie să înțeleagă un lucru. Și ca primar, nu ești Dumnezeu, nu poți să miști munții din loc. Nici ca ministru nu poți să-i muți munții din loc. Nici ca președintele partidului nu poți să muți munții din loc. Nici ca nici în familie, dacă nu ai fonduri suficiente, exact. Nu poți să muți munții din loc. Barbu a încercat. Și știu că inclusiv luni a fost la minister, la finanțe, la dezvoltare. Deci aleargă în continuu. El, săracul, mai mult decât a făcut, nu are ce să facă. Oamenii trebuie să înțeleagă că ca să vină o firmă să participe la, că vorbim de dezăpezire, da. În primul rând, ca să vină, pentru că pe investiții să știți că s-a chinuit și a dat drumul la investiții. Cum? Da, da, da. Cum a dat drumul la investiții? Dar pentru a face un contract de dezăpezire, trebuie să asiguri plata mașinilor că stau în staționare. Eu vă spun chestia asta din propria experiență de la Ministerul Transporturilor. Da, da, da. Deci nu-ți vine nicio firmă să zică, uite, știi, eu ție îți las 4 luni de zile 3 încărcătoare frontare, 2 buldoi scapatoare, 10 da. Basculante și așa mai departe și tu să nu mi le plătești. Bun, le plătești cât sunt în sarcine, cât lucrează, dar omul ăla plătește șoferii, plătește mentenanța, ăla trebuie să scoată un minim de bani pe cât le ține acolo. E, dânsul, practic, nu a făcut un contract pentru că
Nu avea ce contract să facă, că nu avea ce bani să dea. 30% să dea înseamnă nu știu cât costă de zăpezirea în municipiu. Da, se plătește sunt staționarea, câte, sunt, să spun așa. Da, sunt câteva miliarde care se dau. Am văzut în conferință că a venit cu o idee extraordinar de bună și aceea de a-și cumpăra propriile utilaje. Jos pălăriașa trebuie făcut. Pentru că va reduce foarte mult și din consum și din manipulare, pentru că nu va mai folosi utilajele atât. Utilajele vor fi aici și fac alte lucrări. Iată că pentru prima oară în această lună decembrie se întâmplă niște lucruri. Cum a fost și de 1 decembrie, cum e și cu domnul primar Barbu. Eu în continuare o să mă duc cu colegii mei și sunt convins că toată lumea se va agita să găsim o soluție să-l ajutăm, pentru că situația este critică. Voiam să vă întreb un lucru. Nu știu în ce măsură și răspundeți. Întrebările sunt dificile, sunt ușoare, răspunsurile sunt mai dificil de dat. A fost ajutat, cu ghilimele de rigoare, primarul Barbu sau municipiul Giurgiu să ajungă în situația asta? Întreb. Dacă v-aș spune că da, ar însemna că nu vă pot da și dovezile necesare. Da. Nu știu să vă spun lucrul acesta, dar eu cred. Și aici, când vorbesc de domnul Bădălău, nu vorbesc de alții care au probleme personale și supărări foarte mari. Totuși este un om care înțelege munca de partid și ce înseamnă pierderea unui municipiu ca și vot electoral și nu cred că ar lăsa lucrurile astea să se întâmple dacă iar sta în putință să le ajute. Dar nu știu cât poate să facă și dânsul acum, pentru că nu știu ce să facă, să dea fondul de la Ministerul Economiei la... Da, situația este destul de adică, ciudată la nivel național. Da. Destul de grea la nivel național. Nu cred că este grea, cred că s-a făcut... E un blocaj financiar totuși. O mică încurcătură vis-a-vis de, nu știu, probabil au fost și niște încasări care nu s-au mai luat, nu a colectat ANAF, nu știu, nu-mi dau seama, pot fi foarte multe cauze pentru care nu s-au primit bani. Sunt câteva primării în situația asta, gen Giurgiu, dar eu vă spun un lucru, Barbu trebuie ajutat neapărat, pentru că eu mă uitam la alegerile în 2016 locale, Partidul Social Democrat a reușit să câștige foarte multe municipii, inclusiv Bucureștiul, ceea ce nu s-a mai întâmplat de mult. Da. Dacă nu susținem municipiile, va fi o problemă, pentru că știți ce se întâmplă? Oamenii din municipii nu sunt ca mediul rural. Și în municipiu omul gândește altfel. Dacă se zice că în mediul rural mai poți direcționa în un fel votul pe o asfaltare, pe ce da, s-a e făcut. Comunitatea mică, e comunitatea sigur. Mică. E, la municipiu lucrurile sunt foarte împărțite și eu asta vreau să spun oamenilor și suntem în postul Crăciunului. Barbu s-a zbătut și se zbate pentru județ, cum cred că puțin ar fi făcut-o. Faptul că el este un om care nu-i place să se epateze, să se laude, să spună uite, am fost la minister acolo, sau să-și facă poze, să pună pe Facebook că, nu știu, stă la masă cu nu știu cine, ce, uite, azi am stat la masă cu ministrul Hutare. Nu asta contează. Deci nu mă interesează periplul care îl face prin ministerul. Am luat masă cu Livia, am luat masă cu Victor. Am luat masă, mă interesează ce iese din întâlnirea aia, pentru că rezultatul. E, omul se duce și se zbate, să știți, deci omul nu stă să taie frunză la câini și să... Știu cât ne-a zis nouă, parlamentarilor, faceți, duceți-vă, zbăteți-vă, alergați, dar încă o dată și noi facem cât putem. Acum la legea bugetului care va intra probabil în Parlament, se va vota până pe, nu știu, 22 sau 23 decembrie. Cu siguranță vom formula amendamente după ce vom vedea ce este de la guvern, bugetul, bineînțeles, va fi trimis în Parlament. Vom uita, vom discuta și cu Barbu, pentru că el a fost, să zicem așa, un pic văduvit. Cred că poate ar fi trebuit, nu știu, strânși toți primarii din județ, explicată care e situația. Bă, suntem într-un deficit. Uite, dacă erau 10 comune cu probleme, nu știu, direcționăm banii acolo, 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 acolo. Exact. Și îi ajutăm pe oamenii ăștia să iasă din problema asta și după aceea, exact, face la anul, cedează ei și luați voi, adică lucrurile așa se fac. Da. Probabil așa se vor face de acum înainte, că am văzut că domnul Bădălău reunește cexul, adică comunică, ceea ce e important. Dar Barbu se zbate mult și credeți-mă că am văzut foarte mulți postaci pe Facebook care vin și spun, domne, nu face, e rău, e nu știu. Aș vrea să-i văd pe ei o săptămână pe scaunul primarului și să văd ce ar face ei.
Asta presupunând la dispoziție asta, ce are și primarul. Asta acum. Presupunând că știu ce e administrație publică, știu ce e lege, știu ce e tot, că să stai și să ataci este cel mai ușor. Da, da, da. Aș vrea să văd ce au construit ei, ce au făcut. Bine, majoritatea atacurilor, mă rog, parte din atacuri, cele mai virulente le-am văzut, sunt clar politice. Fără nicio din păcate, discuție. Și aici este aceeași speță ca și în cazul meu și în cazul lui Alexandru. Din păcate, tot atacurile vin tot de la cei care sunt în așa zisă echipă cu noi. În același partid. Și asta nu conștientizează și știți când vă conștientiza? Când vor vedea rezultate. Și exact. O să spun, e vina lui ăla, e vina lui ăla, e vina lui ăla. Nu, e vina voastră. E vina lor. Pentru că indiferent că tu nu mă suporți pe mine, nu mă suportă una, două jurnaliste care la un moment dat le-am făcut mult bine, da? Nu-ți vărsa ura așa, că nu faci decât să arăți că atâta poți. Vino mă, omule, aplicat și spune ce ai de spus, pentru că faci rău partidului. Dacă iubești partidul, niciodată, uitați-vă la Dragnea, la Liviu Dragnea. Omul ăsta niciodată nu și-a spus rufele în public. Nu a comandat atacuri împotriva nimănui, pe Facebook, pe televiziune, când a avut o problemă, a tranșat-o în CEX. S-a văzut, este de la CEX, zice, anunță, l-am dat afară pe Cuc, l-am dat afară pe Andrei, pe Bădălău, pe cine a dat afară, asta este, gata, punct. Da, nu facem țățisme, astea sunt țățisme și lucrurile astea, în general, trebuie... O să am o discuție în sensul ăsta cu domnul Bădălău și am să să vadă și dânsul. Domnule, uite, oameni care să nu spunem că au o problemă. Partidul nu e atacat de afară. PSD-ul, în momentul ăsta, în Giurgiu, cel puțin, nu e atacat de afară pentru că, așa cum a spus, nu are un adversar politic. S-a constituit, din păcate, Barbu nu poate să ducă municipiul în Liga Vestului, s-a constituit Liga Vestului. Cum vedeți trei orașe, patru orașe? Am Oradea, citit și eu ceva. Oradea, Arad, Timișoara și Cluj. Da, patru și orașe. Da, au constituit Liga Vestului și... Știți, când n-ai ce face și nu ai vizibilitate, mai faci câte o conferință și mai spui că lansezi câte un proiect din ăsta care, mă rog, nu știu care va fi finalitatea. Eu știu atâta, că zona aceea de care mi-ați cea mai bine mai dezvoltată. Este cea mai bine dezvoltată. Da. Adică, dacă făceam Liga Sudului, înțelegeam, domne, hai să facem și noi. Să atragem proiecte. Să atragem proiecte, să facem infrastructură, să dezvoltăm, să... Da, facem Liga Vestului ca să facem o contrapondere, să arătăm noi că oamenii acolo sunt mai altfel decât în Sud. Chestiile astea, să știți că... le-au folosit unii și le-au folosit greșit. Vorbesc din opoziție, fiindcă și-au atras o problemă public. Nu e bine să... Problema e că se face și o falie. Păi, se desparte între cei din vest și cei din și restul țării. Da. Da, încă o dată, ce a spus și noastră a spus foarte bine. Zona este cea mai vascularizată din punct de vedere al investițiilor. Da. Și nu cred că ar trebui creată falia aceasta. Bine, încă o dată, știți ce se întâmplă? Eu știu că la Arad Falcă pierde teren foarte mult, pentru că acolo organizația PSD de la Arad este o organizație, știu de organizația respectivă, fiindcă suntem prieteni foarte buni și în Arad, v-am spus că anul trecut, erau două poduri, două pasaje care trebuiau finalizate și trebuiau alocate sume de bani. M-am dus acolo, am alocat sume de bani, una dintre investiții este finalizată deja. Cea de-a doua este în curs de finalizare, de asta știu foarte bine zona și la Arad, eu cred că Falcă va pierde primăria. Dacă ei vor avea un candidat bun și eu cred că l-au, Falcă va pierde primăria. Și atunci e normal să încerce să intre, știți ce se întâmplă când un politician este în cădere, are nevoie de recalibrare din punct de vedere al imaginii. Falcă, nu știu la câte mandat e, al 3, 4, nu mai știu. Lumea deja s-a săturat pentru că aia este o zonă penelistă în general și au început certurile între președintele Consiliului Județean și primar. Falcă fiind un vector și fiind foarte puternic, normal că vrea să facă ce vrea. Robul la fel, în zona lui este un om care... E împăratul Banatului. Împăratul Banatului, da. Eu vă spun un lucru. Dacă ar candida acolo, da, bine, nu se va întâmpla asta, dar așa ca și supoziție, dacă ar candida Sorin Grindeanu, l-ar spulbera, de exemplu, da. Adică și PSD-ul are oameni foarte buni. Da. La Oradea, într-adevăr, Bolojan și-a făcut treaba, este un primar puternic, un primar bun,
am fost și eu la Oradea în timpul mandatului meu, ca chiar Bolojan avea o problemă acolo legată de un proiect de investiții pe fonduri europene și trebuia o suprafață într-un teren al CFR Infrastructură și am dat o hotărâre de guvern și el a primit, deci încă o dată, PSD-ul nu a blocat niciodată investițiile, cu atât mai mult în localități, în orașe precum Oradea, unde dacă voiam să-l blocăm, puteam, adică el și-a luat terenul ăla pe vremea tehnocraților. Da, da, da. Și l-a primit pe vremea PSD-ului. Și la Cluj, la Cluj Boc a fost atâția ani premier, a putut să dirigeze, să-și aștearnă, cum se spune. Hai să da. M-am dus la un moment dat pe Sebeștiu într-o vizită de lucru cu actuala premieră, cu doamna Viorica Dăncilă, și cât eram pe șantiere cu reprezentanții, cu europarlamentarii din Comisia de Dezvoltare Regională, erau și câțiva parlamentari de la PNL, europarlamentari, unul dintre ei îmi spune, e domnul Boc la telefon și vrea să vorbească cu dumneavoastră. Zic, da, domnul primar, bună ziua. Domnul ministru, că vreau să vă spun să aveți în viziune și centura pentru Cluj, o altă centură, deși Cluj are centură, adică să înțelegem, da. Nu vorbim de, adică Bucureștiul nu are centură, da, da. Să te înțelegem, da? Și mă uitam cât își dorea să dezvolte. Ați fost prim-ministru României, v-ați investit în Cluj o grămadă de bani. N-am o problemă să înțeleg ce să investim în toată țara, dar hai să aceste discrepanțe să le egalizăm un pic. Să facem și sudul ăsta un pic mai aproape de ce înseamnă vestul. Dacă, într-adevăr, din punct de vedere infrastructurii, acolo s-a investit foarte mult. Da, da. Adică, dacă ne-am uitat pe o hartă cu autostrăzi, nu am hartă la mine acum, dar aveam una la minister, ne uităm că toată regiunea aceea este practic înconjurată de autostrăzi. Da. Vedem că vine de la suplacul de Barcău, Borș, coboară în jos spre Sebeșturi, dar înconjoară, practic toată zona este înconjurată de autostrăzi. Da. Are un inel de autostrăzi. La... Da. Hai să fim serioși. N-am o problemă, dar trebuie să fie totuși... Apropo de autostrăzi și de circulat civilizat și mai puțin riscant. Șoseaua Giurgiu-București a devenit foarte riscantă. Șoseaua de viteză Giurgiu-București. Adică se întâmplă foarte, foarte multe accidente. DN5. N-ați găsit pe la minister, știu eu, nu a venit nimeni cu un proiect. Dom'le, șansurile alea să fie acoperite cu, nu cu pământ, cu... Nu, acolo, tot ce e în... Da, de... Sau un panouri despărțitoare pe mijlocul... Am văzut că se montează acum panouri din astea, panouri parapeți New Jersey, parapeți. Se pun pe mijlocul drumului, ceea ce este un lucru foarte bun. Ar trebui montate și pe... Pentru că acolo unde avem debleu, adică coboară mai mult șanțul, trebuie puse elemente de siguranță. Și ar trebui montate niște elemente de siguranță și pe marginea drumului ca să prevină accidente, fiindcă am văzut foarte multe accidente, intră omul într-un cap de pod, ăla e fatal. Da, da, da. Omul. Cu ce n-am fost eu de acord și la minister cât am fost și am văzut că se, pentru că DN5-ul, de ce vedem acum că se montează parapeții? Pentru că se finalizează practic DN5-ul, știți că a fost, s-a lucrat foarte mult, trebuia finalizat, da, da. Trebuia lucrat. Astea sunt ultimile, tot timpul se montează elemente de siguranță. Probabil că vor fi până la, nu știu, trebuia terminat, eu le dădusem termen sfârșitul anului trecut. Vedem că e sfârșitul anului acesta și încă mai lucrează un pic. Încă se lucrează. Cu ce n-am fost eu de acord? Cu acele insule puse în mijlocul drumului. Noaptea sunt foarte periculoase. Da. Ori le semnalizez foarte bine, ori dacă nu, riscă să cauze niște accidente fatale și acelea. Dar referitor la acestea, eu cred că sunt prise în proiect. O să verific la NAIR, că nu mai țin minte, chiar o să verific dacă sunt și pe marginea drumului prevăzute elemente de siguranță. Domnul ministru, de la jumătate de oră am ajuns la 45 de minute. Timpul trece repede. Da, chiar 50 aproape. Vă mulțumesc că ați acceptat invitația. O să vă mai invităm. Nu știu dacă o să mai avem Bradu. Nu e nicio problemă. Da. Vă invităm și fără brad, nu? Vin oricând și cu brad și fără brad. Vă invităm cu Sorcova după sărbători. Mulțumesc mult pentru invitație și vă felicit pentru activitate. Mult succes în continuare și dumneavoastră și colaboratorilor.
Doamnelor și domnilor, a fost ministrul, deputatul și ex-ministrul Răzvan Cuc. Noi ne vom reîntâlni săptămâna viitoare. La revedere!